Bine v-am regăsit la Trăiește Sănătos. Astăzi vom vorbi despre protecție hepatică. Suntem după sărbători și poate că unii dintre noi au exagerat, așa că astăzi alături de noi se află doamna dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competență în apifitoterapie. Bine ai revenit, Ruxandra. Bine v-am regăsit. Și sănătoși. Sănătoși, voioși. Vorbim despre ficat. Este important ca el să rămână sănătos, pentru că ficatul este laboratorul organismului nostru. Este un organ cheie și a avut de suferit, pentru că noi ne gândim de obicei ce atacă ficatul? Virusuri, infecția cu virusurile hepatitice. Nu numai asta, greșit, pentru că până la infecția cu virusuri avem atacatori permanenți. Și a fost perioada de sărbători cu mâncare în plus. Din belșug. Da, din belșug. Hipercalorică, multe grăsimi, de multe ori prăjite, multe dulciuri, nemai zicând de alcool, exact, alcool, acele sucuri pline de zahăr și de euri. În plus, mai este încă perioada infecțiilor respiratorii și am luat foarte multe medicamente, care chiar banale, care agresionează ficatul. Paracetamolul, știm că se depășește de multe ori doza normală. Paracetamolul cu alcool, dușman sigur. Combinația nefastă pentru ficat. Plus diferite antibiotice, tetraciclina, amoxiclina, la fel pot afecta ficatul. Sedentarismul, la fel. Atenție la stres și cred că nu greșesc, Ruxandra, când spun cu cât este supra-solicitat ficatul, cu atât energia lui scade. Exact. Și apar repercusiunile pe întregul organism, pentru că de multe ori dureri de oase, tulburări de ciclu, tulburări hormonale, diferite erupții la nivelul pielii, pot fi sângerarea gingiilor, pot fi asociate cu funcționare defectuoasă a ficatului. Nu uitați de poluanții atmosferici, poluanții pe care îi introducem noi, fumul de țigară, da? Dacă vopsim, vopselurile toate conțin chimicale care agresionează ficatul. Și de multe ori avem tot mai răspândită această afecțiune, steatoza hepatică non-alcoolică, care este legată de obezitate, de diabet, zaharat și de hipercolesterolemie. Da, deci acel sindrom metabolic care, iată, poate afecta ficatul și ficatul cumva se îmbolnăvește. Însă este ceva reversibil dacă schimbăm stilul de viață. Sigur. Dacă schimbăm stilul de viață în timp, dacă nu e, am mai auzit oameni, dar el se regenerează. Depinde, dacă ai ajuns deja ca acel hepatocit să fie înlocuit de fibroză, deci procesul este deja avansat, mergem la ciroză, mergem la carcinom hepatocelular și atunci deja este puțin cam târziu. Și atenție și la viața sexuală, da, că poate că nu s-ar gândi mult și virusurile hepatitice, exact, deci până la SIDA, în special hepatita B, se transmite prin contact sexual. Atenție la tatuaje, piercinguri făcute în condiții improprii. Da, și la fel manicură, pedicură atunci când sigur, sunt forfecuțe, când se mai întâmplă acolo și te pielea are de suferit și exact, din exact contact cu... Și trebuie să ne dăm seama că de multe ori semnele nespecifice, astenie, greață, balonări, durere în partea durere dreaptă, jenă în partea dreaptă, de multe ori este legată de vezica biliară, nu de ficat. Deci semnele nespecifice pot apărea târziu. Și atunci este bine să mergem la doctor să vedem, de multe ori și transaminazele pot să fie în limite normale. Deci mergeți la un doctor de familie, gastroenterolog și vă va recomanda toate analizele care trebuie făcute, analize de sânge, ecografie, ca să orice dezechilibru care apare poate fi stopat de la început și să nu uităm de partea emoțională, pentru că ficatul este, cum am spus, un sediu energetic puternic și el înmagazinează și este afectat de furie, invidie, tot felul de resentimente, ciuda aia, ura ținută. Și atunci, dacă aceste sentimente le scoatem, avem mari facem șanse. Cumva o detoxifiere. Și alimentară, și de stres, și emoțional. Emoțională, exact. Da. Iar vezica biliară, în strânsă legătură, de exemplu, litiază biliară, poate afecta și ficatul de vecinătate. Vezica biliară este organul decizional, care ne ajută să luăm decizii și de multe ori persoanele care au afectare hepatobiliară sunt indecise, nehotărâte, mereu furioase și mereu cu probleme referitor la cei din jur. Da, iată, foarte interesant ce ai spus. Suplimentele ne ajută? Da, suplimentele și vă recomand suplimente naturale, de calitate, care să conțină mai multe elemente care intervin în toate fazele de detoxifiere, regenerare,
hepatică, da? Cum este un produs excepțional, Liver Health Forte, se ia pe o perioadă de exact o lună, două, eu zic minim 3 luni trebuie luat, pentru că conține silimarină, cum am spus, cu rol antiinflamator, antioxidant, hepatoprotector, regenerator, da? Conține și acidul alfa-lipoic, care este un antioxidant puternic și cu potențial antiviral, ca și silimarina, NACU, N-acetilcisteina, care ajută la detoxifierea ficatului și detoxifierea de metale grele, foarte important în perioada asta, în timpurile acestea când suntem poluați, bombardați exact tot felul de poluați. Fosfatidil colina, care ajută la reducerea fibrozei și distrugerii hepatocitelor, și nu în ultimul rând seleniu, un antioxidant puternic, se ia una, două capsule pe zi între mese, pe perioade care depind de gradul de afectare al ficatului, dar vă recomand un minim 3 luni. Bun, iată, cam asta ar fi sfatul în linii mari. Atenție să ne și odihnim. Foarte important. Orele de somn potrivite, astfel încât ficatul să apuce să, exact, să se refacă, să se regenereze. Minim 7-8 ore. Minim 7-8 ore, ore pentru adulți. Ideal ar fi, da, cu o oră, două înainte de miezul nopții, nu? Da, da, fiecare cum poate. Cine se mai culcă acum înainte de miezul nopții? Eu. Dar mă scol și foarte devreme. Da, eu nu reușesc această performanță și nici nu prea dorm 7-8 ore. Deci spuneam, atenție, odihnă, stil de viață echilibrat, ce mâncăm, cum ne alimentație, hidratăm, ce gândim, ce spunem, ce facem, toate ajută, și mai ales în perioada asta, dați-i mai multă odihnă, mai multe sucuri verzi, mai multe verzituri, verziturile primăverii, mai multă plimbare în aer liber, ca să detoxifiem ficatul, pentru că a avut destul de muncit în perioada de sărbători. Și dați-i bucurie. Da, și nu doar ficatului, ci și creierului, exact, sufletului. Mulțumim pentru sfatul, Ruxandra, să rămâi la fel sănătoasă, voioasă, să te bucuri de primăvară. Mulțumesc. Mulțumesc și vouă că ne sunteți alături, aveți grijă de voi, rămâneți sănătoși, voioși, mulțumim și firmei Zenith. Ne revedem curând. Numai bine!